Avantajul la magia cu lupii albi este că au urechile foarte mari. Și, de exemplu, se poate lua moneda și să o bagi într-o ureche, după aceea să o scoți din urechea cealaltă. E foarte ușor, mai încercăm o dată, eu dăm să mănânce, am mâncat-o și o scoatem din gât. Deci toată mișcarea care începe este foarte ușoară, uitați-vă și la mine, se poate cu toate că n-am ureche așa mari, o bagi în ureche și o scoți din urechea cealaltă. Animalul din imagine este un lup alb, iar stăpânul său este magician. Titus Cristian Constantin este secretarul general al Asociației Magicienilor și Iluzioniștilor din România. Pe lângă pasiunea pentru magie, el este și mare iubitor de câini, motiv pentru care a venit la tabăra de dresaj canin de la Deva. M-am născut cu câini în casă, am crescut cu câini în casă, de la 17 ani am canista mea și uite că s-au făcut 32 de ani, nu spun ce vârstă am, de când am câini. La început cu ciobănescul german, clasic, și de ultimii 12 ani cu lupii albi. Raritate, ciobănesc alb elvețian, rasa interzisă de Hitler. Sunt câini foarte, foarte frumoși, foarte vechi, au 400-500 de ani vechime, erau recunoscuți în toți munții Germaniei. Plus că au fost la curțile regilor Germaniei, erau caleștile albe, erau vizitii îmbrăcați în albi, erau cai albi, erau lupii albi. Printre cei care au venit la tabăra de dresaj canin este și Iulia Lazăr. Ea are un talent deosebit, acela de a face alături de câinii ei tot felul de numere speciale. Cu un astfel de număr, tânăra de loc din Cluj a participat și la show-ul România au talent. Momentan am o pensiune de câini asociată cu încă o persoană și trăiesc acolo, locuiesc în pensiune, îmi desfășor toată activitatea în jurul câinilor, deci cumva un pic, o parte mare din mine este câine, este mai mult câine decât om. Ai participat și la România au talent, ce număr ai prezentat acolo? Acolo am fost cu un număr de dog dancing, este un sport în care se îmbină dresajul, trucuri de fapt, cu muzică și se face un sincron. Am fost cu o bigăliță, care este câinele meu și a fost o experiență interesantă și acolo. Un alt participant la tabăra de la Deva este un tânăr polițist de frontieră din Jimbolia. Pentru el, câinii nu sunt doar un hobby, ci chiar obiectul muncii. Mi-au plăcut câinii de mic, dar impactul cel mai tare l-am avut în momentul în care m-am angajat în cadrul Ministerului de Interne, unde am fost încadrat pe funcția de conductor câine și am urmat un curs la Centrul Cinologic Aurel Greblea din Sibiu, moment în care automat am făcut un atașament foarte puternic față de câine. Am început să-mi placă să îmi desfășor activitatea cu el și de aceea nu m-am oprit acolo. Toți au venit la Deva ca să afle mai multe despre dresajul de câini, dar și să susțină examene de atestare a câinilor, dar și a instructorilor dresori. Tabăra a fost organizată de Clubul de Dresaj Canin din România și s-a desfășurat de vineri până ieri la Stadionul Cetate din Deva.